Eu cred că specialiștii care vor pune una lângă alta toate variantele vor stabili varianta cea mai stabilă, chiar dacă, să spunem, pe de altă parte, sunt investiți mai mulți bănuți pentru o variantă ocolitoare, va fi o variantă stabilă pe care nu vom sta să, ca în orice clipă să vedem că iarăși s-a... Exact. Cu toate că când ai făcut o investiție de genul ăsta, trebuie și asigurată într-un fel sau altul, iar în acea zonă nu știu ce asigurator s-ar putea să-ți asigure investiții într-o zonă în care nu ai o stabilitate a solului. Probabilitatea stabilizării solului în zona afectată este foarte mică, deoarece necesită un mare efort financiar. Atât proprietarul liniei CFR, cât și prefectura Galați nu au făcut publice deciziile privind viitorul liniei de călători Galați-Bârlad. Lucrătorii ISU Galați cred că fenomenele de alunecare sunt în evoluție și trebuie continuată monitorizarea cu toate mijloacele. Deocamdată, zona este păzită și a fost interzis accesul inclusiv pietonal. Circulația pe linia de cale ferată se face cu mari dificultăți prin transbordarea călătorilor cu autobuze din Galați la Tulucești. Soluțiile de perspectivă propuse de inspectorii ISU au în vedere doar mutarea liniei de cale ferată pe un alt amplasament și transformarea terenurilor instabile în zonă de agrement. Eu zic că acolo trebuie să rămână zonă de agrement. Conservată. Zona de agrement. Eu zic, da? Și linia mutată prin altă parte. Mutată prin altă parte.